Bună dimineața! Să știți că eu chiar insist să rămâneți în cele ce urmează alături de prima oră, pentru că dacă tot e luna dragostei, dacă tot sunt atâtea întrebări, dacă tot dragostea este cea care ne crește ca oameni, la prima oră începem o nouă rubrică care se numește Dr. Love și o să încercăm să răspundem la întrebări de corazon, cum spunem noi. Și astăzi avem o temă foarte interesantă, așa că rămâneți neapărat alături de noi, pentru că toată lumea e curioasă. Ce înseamnă dragostea asta? Cum se explică? De unde vine? Iar cu răspunsuri în această dimineață o să vină doamna psiholog, doamna Rodica Rudei, pe care o salut cu mare, mare drag. Bună dimineața! Plăcerea este a mea și îți mulțumesc pentru invitație. Ne-a fost dor, să știți. Așa o temă. Da, domnul a fost mai mare la mine, probabil. Așteptam invitația. Tema e bună, nu? Fantastică. Pentru că dragostea asta, sub toate aspectele, e superbă și asta ne ține, de fapt, și ne face oameni. Dar care ar fi semnele a dragostei dintre două persoane? Uh-huh. Pentru că tot în luna februarie vorbim uh-huh. despre dragoste, cupluri. Dragostea ca și concept e foarte mare, e uriaș domeniu și pătrunde în toate subtilitățile vieții noastre. Dacă astăzi ne oprim la momentul de îndrăgostire, și anume între el și ea, așa, pentru că sunt și alte forme a dragostei, da? O să vorbim despre toate aceste forme. Exact. De ce vreau să delimitez aspectul în care intrăm noi acum, ce vorbim azi, da, să dezghiocăm și să aflăm. Îndrăgostirea, mulți spun că este o primă etapă a dragostei. De ce zic mulți, nu toți? Pentru că alții confirmă că e o etapă care poate să apară în decurs de câteva minute, de la 90 de secunde până la 4 minute are loc momentul ăsta de wow, așa? După care, maxim 3 ani poate să dureze, poate să une dată și apoi să se termine foarte ușor. Totuși, e logica asta că dragostea durează 3 ani? Doar e și conceptul ăsta? Este, probabil, cercetările care arată asta. Aha. Dar nu vreau să zic că dragostea durează 3 ani. Uh-huh. Cred într-o dragoste transformatorie, acea care trece dintr-o metamorfoză, cea care crește odată cu noi. Da? Și atunci ajungem la maturitate relațională spre care tindem, de fapt, noi toți. Îndrăgostirea este inevitabilă și la fiecare etapă este diferită. Ea nu alege momentul, ea nu alege persoana. De multe ori îndrăgostim în persoane care, după ce dezbrăcăm ochelarii roz, înțelegem că, aoleu, ce a fost cu mine atunci. Degeaba se spune că din dragoste și numele dragoste uneori face atâtea... Da. Istoria e martoră la capitolul dat. Da. Savanții, cei care sunt îndrăgostiți de dragoste, menționează că această îndrăgostire nu e doar la nivel emoțional și sentimente siropoase, e vorba de o matematică curată și chimia. Și atunci când au intrat și au făcut tot felul de rezonanțe magnetice la un creier îndrăgostit, tot felul de analize de sânge, să vadă ce se întâmplă la nivel de celulă, au demonstrat, de fapt, că e vorba ceva de... se întâmplă, totuși. Exact, exact. Până în anul 2000, printre altele, dicționarul psihiatric a menționat îndrăgostirea și dragostea asta pasională o formă de tulburare psihologică. Wow. Psihiatrică chiar. Da. De ce? Pentru că hormonii o iau razna și atunci euforia datorată dopaminei, care este hormonul împlinirii, de acțiune, de a face, seamănă cu un om cu un comportament foarte ciudat, care nu se include în limite normalului. Da? De ce spuneam că este o chimie? Pentru că depinde și de feromonii care emană fiecare, poate la nivel conștient noi nu realizăm. Dar asta cu fluturașii în stomac. Exact, despre asta vorbeam acum, da? Fluturașii în stomac apar atunci când tu vezi persoana, așa, nu cunoști nimic despre ea. Dar de unde ceva vine, te gâdi de la acolo. Dar simți deja că vrei să fii în preajmă, ai o atracție, o dorință, așa, da? Pentru că atât și etapele îndrăgostirii este dorința, este atracția, atașamentul și grija. Bine, sunt mai multe categorisiri, dar sunt trei de bază, de fapt, da? Dorința, în primul rând, de cea care vreau să fiu lângă, vreau să fiu cu. De ce se spune că prima dragoste nu se uită niciodată? Pentru că omul are capacitatea să se îndrăgostească de mai multe ori, categoric, nu? Categoric. Și începând cu 3-4 anișori, auzim la grădiniță deja că o iubesc, educatoarea, sau iubesc colegii. Depinde de nivelul emoțional a persoanei, maturitatea la care el este și depinde de perioada de trecere în care el se află, pentru că noi suntem foarte singuri și atunci, printre altele, dragostea este un antipod al singurătății. Noi, fiind sociale, suntem în căutare a cineva care să fie în preajmă. E o căutare continuă. Exact, da. Dar dacă să luăm îndrăgostirea ca și concept vis-a-vis de dragoste propriu-zis, păi ea este foarte, foarte îngustă. De ce? Pentru că, în primul rând, are o privire de tunel. Deci când noi suntem îndrăgostiți, noi nu vedem defecte, noi idealizăm. Asta și e pericolul. Noi trăim într-o iluzie creată de noi înșine,
Și momentul în care noi ne vom trezi poate fi foarte dureros, pentru că ar putea de asta să... și părinții uneori foarte mult exact. Încercând să-și protejeze copiii, conștientizând de fapt cum stau lucrurile, pot să se îndepărteze de ei anume în perioada asta. Și printre altele, fraza care o spun părinții atunci când văd că umblă nemâncat, nedormit adolescentul, am fost ca tine, o să treacă, încetează. Păi nu poți să spui inimii încetează. Nu, ea bate continuu. Așa respectiv, e. Chimia care are loc în organism este mai presus de conștientul. Printre altele, există semne conștiente, da? Aspectul fizic, nu știu, acum clasul, mai nou... Clasul, vocea... Da, da, dar și statutul, educația, originea... De. Deci, cumva, toate sunt conștiente. Dar cele inconștiente sunt mai puternice. Da? Și anume, la inconștiente, hai să spunem, cele compensatorii, pe care eu nu le am și le caut. Dacă sunt o fire impulsivă, eu caut cineva care să fie mai echilibrat, mai cumpătat. Balanța asta cu... Exact, exact, da. Bine, sunt și cele, să zic, toxice, ce nu vreau să accept păi pe mine. Ce ai găsit? Ce ai găsit la persoana asta? Da. Că uite cum e rău. Și cât de mult doare, atunci când tu iubești o persoana dată și cineva spune că el nu merită dragostea ta, da? E dureros. Sau invers. Tu nu ești cea care dar să intre în relație. Dar poate fi o prima dragoste traumatizantă pentru prima, pentru toată viața? Pentru că sunt foarte multe cazuri când unii au frică deja de acest sentiment și cumva se izolează în cărăpacea. Deci totul depinde de cei care au fost în preajma ta atunci când tu ai trecut prin etapa îndrăgostirii și apoi etapa deziluziei. Și dacă sunt părinții cei care văd trauma acestui adolescent sau tânăr, cuvintele care trebuie să vină în întâmpinare sunt de sprijin și încurajare. Noi suntem lângă tine. Înțeleg că dragostea este mare, înțeleg că vrei să fii cu acea persoană, dar orice ai alege, suntem alături. Ce înseamnă asta? Noi responsabilizăm tânărul în orice acțiune el va face. Aha. Astfel el simte seriozitatea actului și doi, noi nu ne facem dușmani cu el. Deci noi suntem acolo pentru el. Chiar dacă pentru mami și tate ar fi extrem de dureros să vezi puiul tău într-o dramă, într-o tragedie, dar credeți-mă că și asta e nevoie. Sunt foarte mulți adolescenți, tineri, adulți care au nevoie de dramă. Deci intră într-o relație toxică, sunt acolo, sunt sufocați, dar nu vor să iasă, pentru că asta înseamnă viață pentru ei. Da, sunt niște pattern-uri împrumutate, învățate din copilărie, aduse la maturitate și care, din păcate, nu vor să fie șterse, dar rămân acolo cu ei. Dar despre dragoste, acum am vorbit dragostea asta adolescentină, dramatică, dar știți cum se zice? Că după o vârstă nu mai e dragoste. Până la ce vârstă omul se poate îndrăgosti în genere? Eu, în viziunea mea, am senzația că poți să te îndrăgostești toată viața ta, mai ales dacă nu ai găsit omul ăla care ți-ar fi suflet pereche, cum se spune. Dacă credeți în asta cu suflete pereche? E periculos să crezi în asta, dar e inevitabil. Da, pentru... E frumos așa. Da. Eu consider că dragostea cu adevărat nu are vârstă. Dar hai să începem un pic altfel. Este important cât de mult te iubești tu pe tine. Cât de mult tu crezi că meriți o dragoste adevărată. Pentru că noi de foarte multe ori, de cele mai multe ori, suntem cei care alungăm toți feromonii care vin spre noi și toți oamenii care văd în noi frumosul. De ce? Pentru că noi nu suntem martorii frumuseții noastre. De aceea, când începi, ai o dorință de a iniția o relație, gândește-te, ești tu fericită cu tine însăți, cu tine însuți? Pentru că dacă nu ești singur fericit, e căutat cineva să te facă fericit. Și responsabilizezi persoana aia, categoric. Să ducă greu. Categoric. De aceea, începe fericirea cu tine, dragostea pentru tine și apoi vedea cât de multă lume ar vedea asta și ar dori să se lipească de tine. Sunt oameni care spun că nu mă îndrăgostesc. Credeți că asta iarăși e o modalitate de apărare sau sunt așa oameni care nu se îndrăgostesc? Sunt ființe raționale care au o altă concepție, o altă definiție a dragostei. Și atunci ei pot să iubească într-o manieră a sa unică. Și asta nu înseamnă că nu e dragoste. E bine de comunicat cu aceste persoane, eu chiar sunt curioasă, pentru că nici eu, la rândul meu, n-am fost fierbinte în îndrăgostire, am fost foarte rațională în oricare relație, dar asta nu a însemnat că am fost rece cu oamenii din jurul meu. De aceea e foarte important să abordăm individual, fără să căutăm să intrăm într-un tipar anume. Pentru că noi suntem foarte diferiți și în același timp foarte apropiați. Mai este și cele două extreme, contrariile se atrag și cine se aseamănă se adună. Păi, cum se întâmplă asta, da? Și îți spuneam despre semnele inconștiente pe care le avem noi, care ne fac la un moment dat să intrăm în relație toxică. Dacă eu sunt foarte critică și găsesc o persoană care la fel de critică este, ce fac eu? Eu vreau cu el să fiu. De ce? Pentru ca să
neg calitatea asta urâtă în el și nu în mine. Da, eu zic, e o matematică foarte faină. Incredibil. Dar asta mă ajută pe mine. Dacă partenerul înțelege acest mecanism, el nu se va supăra mai departe. Dar dacă nu îl înțelege, atunci e cu scântei. Atunci e cu scântei. Și sunt curioasă pentru că sunt și persoane iubărețe. Așa? Care se îndrăgostesc în fiecare săptămână de cineva. În cazul dat, e vorba de o instabilitate emoțională sau iarăși? Dacă acest comportament continuă sau încă întărit de partenerii care îl înconjoară. Uh-huh. De cei care sunt foarte bucuroși să fie parte componentă unui episod amoros din viața acelei persoane. Dacă nu ar fi fost atât de receptivi ceilalți la aceste săgeți de Cupidon venite spre ei, atunci probabil că s-ar potoli această sete. Da. Am înțeles. Dar totul este în relație, în formulă. Dacă el spune hai și ea spune de ce nu, atunci relația are loc. Da? Fie de scurtă durată sau fie cu intensitate mică sau mare. E alegerea? Absolut. În general, dragostea e o alegere. Și dacă ne asumăm și dacă învățăm copiii din mici să fie proactivi și nu reactivi, deci să aleagă și să se responsabilizeze pentru alegerea făcută. Da, eu am ales terciu, hai să zicem elementar, da? De ce? Din cele două care am avut opțiuni. Da, da, da. E al meu, chiar dacă nu-mi place în procesul mâncării, dar eu l-am ales. Da, e această posibilitate. E obligatoriu. Și ultima întrebare, pentru că din regie îmi spun deja că nu mai avem timp, dar iarăși, se spune că noi alegem bărbatul care ar semăna cu tatăl nostru și invers. Femeia care are ceva, niște similitudini cu mama, e adevărată? Există această convingere care a fost demonstrată și la nivel de psihanaliză acolo în terapia asta și se lucrează pe aceste modele. Am înțeles. De ce se face asta este evident. Dacă eu am o relație frumoasă cu tata, o să caut modelul ăsta de masculinitate în bărbatul de alături. De ce sunt și inversuri, indirect? Dacă tatăl a fost violent, cu siguranță voi alege un bărbat care o să fie foarte, foarte blajin și foarte blând, da? Dar e în tot acest parcurs, în această călătorie, în a căuta partenerul și în a identifica cu cine înseamnă. Contează cum ești tu alături de el și dacă are loc o transformare, apropo de îndrăgostire. Îndrăgostirea vizează egoismul meu, vreau să mă simt eu în raport lângă tine. Nu pentru că să-ți fac ție frumoasă viața. Dragostea adevărată este necondiționată pentru că eu vreau să fac orice ca partenerul meu să fie bine. Chiar și atunci dacă prezența mea nu este ok alături de el. Totuși dragostea e atât de frumoasă și ne ține vin și stăteam și mă gândeam că am discutat și tot discuta. Da. De asta am inițiat noi această rubrică săptămânală la Prima Oră în care o să vorbim despre dragoste și cum ziceam noi în redacție, probleme de corazon și nu doar. Foarte frumos. Atunci îndemnul meu de fiecare dată este foarte potrivit pentru această rubrică mică. Țineți dragostea la vedere. Ce frumos. Da. Țineți dragostea la vedere. Doamna Rudei, mulțumesc. Cu drag. Vă mulțumesc drag și eu. Și să știți că vă mai așteptăm. Cu mult drag. Mulțumesc. Și pe cei de acasă, apropo, celor de acasă vreau să le spun că noi o să postăm acest interviu pe paginile noastre de socializare, inclusiv pe Facebook, acolo unde așteptăm comentariile dumneavoastră și poate sugestii, poate aveți întrebări, astfel încât noi să știm ce vă interesează, să existe această conexiune între noi cei din platou și dumneavoastră cei de acasă. Eu vă doresc multă, multă, multă dragoste și nu doar în luna dragostei, ci în fiecare zi.